Meteorologii anunță temperaturi caniculare pentru zilele următoare. Valorile termice vor înregistra un salt semnificativ în toată țara, ajungând la temperaturi de peste 30 de grade Celsius la umbră și 40 de grade la soare. Astfel, termometrele vor arăta valori cu 10 grade mai mari ca la începutul săptămânii, diferența reală resimțită fiind de 20 de grade. Administrația Națională de Meteorologie anunță că sfârșitul de săptămână vine cu valori chiar și de 50 de grade la soare în orașele din sudul țării. La Suceava, temperatura aerului va ajunge vineri la maxime de 33 de grade Celsius. Sâmbătă e posibil să scadă ușor temperatura și chiar să plouă, cu fenomene extreme, furtuni și fulgere. De luni se încălzește din nou, pentru ca de marți canicula să pună stăpânire pe toată săptămâna. Abia după 22 iunie, trecător și pe spații restrânse, vor mai fi posibile ploi de scurtă durată. Nici bine n-am scăpat de ploi și furtuni cu grindină, că suntem amenințați de alte fenomene meteo extreme. Meteorologii ne avertizează cu privire la valul de căldură ce ne va aduce canicula. Deși n-am trecut încă pragul de 30 de grade Celsius, aerul a devenit greu de respirat și ăsta este abia începutul. Date fiind condițiile meteo prognozate, intră în vigoare sfaturile medicilor. Ei atenționează ca în zilele caniculare să se evite expunerea prelungită la soare, mai ales între orele 10 și 17. Să se bea un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute, să se mănânce fructe și legume și să se evite consumul de alcool, cafea și sucuri răcoritoare carbogazoase.